Una dintre cele mai recente așezări monahale din nordul Dobrogei, mănăstirea Valea Teilor, și-a sărbătorit astăzi hramul, nașterea Sfântului Ioan Botezătorul. La sărbătoarea hramului, slujba a fost oficiată de preasfințitul Părinte Visarion, episcopul Tulcii. A fost zi de sărbătoare și la mănăstirea Valea Teilor din județul Tulcea. La hramul mănăstirii, Sfânta Liturghie a fost oficiată de preasfințitul Părinte Visarion, episcopul Tulcii, în altarul de vară al mănăstirii. Este cu adevărat o zi de bucurie, este o zi în care ne-am adunat în jurul Sfântului Altar, preoți și diaconi cu mulți credincioși, pentru a lăuda pe Dumnezeu cel minunat întru Sfinții Săi și a-L preamări pe Sfântul Ioan Botezătorul, cel care este ocrutitorul acestui sfânt locaș. Cu adevărat am trăit un moment de înălțare sufletească astăzi, pentru că în mireasma frumoasă a florilor de tei, în această pădure de tei, la altarul de vară din Valea Teilor, am săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie Arhierească și ne-am împărtășit cu toții din cuvântul cel viu și adevărat al Evangheliei Mântuitorului nostru Iisus Hristos, și în același timp am simțit cum Sfântul Apostol Pavel și cu Sfântul Apostol Petru ne îndeamnă și pe noi cei de astăzi să-L mărturisim pe Mântuitorul Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor, ca Fiul al lui Dumnezeu, și în același timp Sfântul Ioan Botezătorul ne cheamă și pe noi la sfințenie, la binecuvântare și la slujire devotată a lui Dumnezeu și a semenului în același timp. Mulțumim bunului Dumnezeu că am avut astăzi o zi binecuvântată, întrucât am avut în mijlocul nostru pe preasfințitul episcopul nostru Visarion. În eparhia noastră, Mănăstirea Valeteilor este singurul hram nașterea Sfântului Ioan Botezătorul. De aceea am avut în mijlocul nostru o mulțime de credincioși din Constanța, din Galați și din prejurim, și cu ajutorul lor astăzi lucrăm și la Sfânta noastră Biserică, cea care se înalță în cinstea Sfântului Ioan Botezătorul. Mănăstirea Valea Teilor este situată în pădure pe drumul ce leagă Niculițel de localitatea Valea Teilor. Mănăstirea numără astăzi 7 viețuitori și are viață de obște.